35 de școli și a înființat la 300 de biblioteci. Astfel, de exemplu, Vasile Stroiescu a contribuit financiar la construcția școlii civile de fete din Arad. Pentru ajutoarele acordate, în Arad este și o stradă numită în numele lui Vasile Stroiescu. La fel, Vasile Stroiescu, în anul 1902, oferă, pentru o scrisoare Ministerului de Instrucțiune din România, oferă fonduri pentru construcția de școli în județul Suceava, localitățile sărace. În anul 1906, când România sărbătorește 40 de ani de la domnie regiului Carol I, Vasile Stroiescu, vizitând mare expoziție de la București, donează 200.000 de ruble pentru construirea Catedralei Inteligirii Neamului, care așa și n-a mai fost construită. Peste 2 ani mai donează încă 100.000 de ruble. Familia de nobili Stroiescu a lăsat urme adânci în spațiul actual, raionul Iegniț, în istoria Basarabiei și întregul neam românesc. De altfel, școala din satul Brânzeni, gimnaziul din satul Brânzeni, poartă numele mecenatului Vasile Stroiescu. Aici mai amintim că în anul 1995, Guvernul Republicii Moldova a permis Consiliului Raional Iediniț să construiască un monument în cinstea lui Vasile Stroiescu. Din câte știu, acel monument nu este încă construit, deci Iediniț. La primii ani după unire, Vasile Stroiescu a reprezentat în mod strălucit Basarabia din viața politică a țării. În decembrie, la împlinirea a 102 ani de la deschiderea deci, în decembrie s-au împlinit deja 102 ani de la deschiderea primului parlament al României Mari, constituit după unirea din 18, Vasile Stroiescu a ținut primul discurs cu citatul: cu mâna străinilor, e bine mai foc să iei. Apoi a îndrumat populația la muncă în interiorul țării, zicând: în viața noastră trebuie să avem gânduri și mâini curate. Era un om modest, cumpătat, econom, cu banul agonisit de el, drept și milostiv cu cei sărmani, se veșnic încălțător față de cei risipitori. De altfel, la moartea sa, Onisifor Ghibu a spus numai cuvinte de bine de Vasile Stroiescu, care s-a întâmplat la 15 aprilie 1926, a avut parte de ceremonie de funerare naționale, la care a participat întregul guvern, în funcție cu generalul Verescu. Regele Ferdinand și Regina Maria au trimis coroane de flori, iar la fel președinție Consiliului de Ministri și Senatul Țării. A fost mormântat la cimitirul Sfânta Vinere din București, unde și este și astăzi este statuia lui, deci monumentul acestuia este. De altfel, amintesc că Episcopia a Mitropoliei Basarabiei de Bărți în anul 2020 a inițiat o bursă mecena Vasile Stroiescu, care este acordată celor mai buni elevi și studenți din nordul Republicii. Deci salutăm această inițiativă. Consider că viața și activitatea lui Vasile Stroiescu ne-a rămas ca o lecție națională și morală pentru toate generațiile, ca o lumină în calea viitorului. Ne lipsește un Vasile Stroiescu al Republicii Moldova în ziua de astăzi, ca niciodată, anume cel care a contribuit, fără să aștepte înapoi ceva material, la învățământul din Transilvania, inclusiv și Basarabia, la editarea de carte românească. Deci a fost un patriot mare și în Republica Moldova mai sunt și străzi cu numele Vasile Stroiescu, dar eu consider că despre această personalitate mai este foarte mult de spus. Ar fi cazul chiar să fie niște monografii despre Vasile Stroiescu și, apropo, în manuale școlare este Vasile Stroiescu, este despre el, dar cred că ar fi bine să cunoaștem mai mult. Cu regret, conacul Vasile Stroiescu de la Trinca, deci este într-o stare deplorabilă. Deci se strângă, doriți să strângă fonduri pentru restabilirea acestui conac, să fie vreodată și o amintire despre el, practic, fiindcă o parte a verii a lăsat-o și școlii agricole din localitatea respectivă. Ținând
puțin să vă dezamăgesc starea practică a tuturor conacelor nobiliare din Basarabia secolului XIX, cam se află în aceeași situație ca și acesta da, lui Stroiescu. Pe aceeași linie, adică în ordine, să zic eu, tot cumva se creează o impresie că mai puțin abordat în istorie este și personalitatea despre care vreau să vorbesc acum așa în câteva idei, Daniil Ciugureanu. Daniil Ciugureanu, născut tot în județul Hotin, tot vine din nordul Basarabiei, cum a accentuat și colegul despre Vasile Stroiescu, a făcut școala primară în satul natal, continuă liceul la Bălți și după care îl avem student la Universitatea de Medicină din Kiev, pe care o termină cu succes și în, tot acolo el a fost cel care a unde a susținut o teză de doctor în științele medicale. Tot la Kiev a fost pentru prima dată arestat, pentru că de rând cu alți studenți basarabeni care învățau acolo la Kiev, pentru că începând cu sfârșitul secolului XIX, era adunarea deputaților nobilimii din Basarabia, oferea burse de studii la Kiev, Universitatea din Novorossia, Sankt Petersburg și respectiv erau mai mulți studenți de-ai noștri acolo. Și atât ei au fondat o asociație numită Deșteptarea, care avea același idei, autonomie, eliberarea Basarabiei de sub dominație rusă, cer scuze, și în acest sens el a fost pentru prima dată arestat. Ulterior, el revine în Basarabia și, practic, îl avem alături de Pantelimon Halipa, de Ion Inculeț, în toate activitățile respective care s-au desfășurat. În primul rând, el este unul din principalii, să zic așa, fondatori și promotori în Partidul Național Moldovenesc, care se creează, deja am menționat de câteva ore astăzi și eu și colegul meu în discursurile noastre. El este cel care, respectiv, la început, alături cu ceilalți reprezentanți, pledau pentru autonomia Basarabiei, pentru eliberarea ei, pentru revenirea la limba română, pentru alfabetizare, pentru reforma agrară. Ulterior, în momentul în care s-a creat Sfatul Țării, dânsul este și deputat în Sfatul Țării, însă, să zic așa, punctul culminant, cred că în activitatea sa, reprezintă faptul că el a deținut funcția de prim-ministru a Republicii Democratice Moldovenești, care a fost formată la 2 decembrie 1917, vorbise domnul Viorel anterior, și iată, el este, deține funcția de prim-ministru acestei republici și în contextul relatat de colegul meu, când Basarabia era într-o criză, trupele ruse se reîntorceau de pe front, adică așa, încurcat, ca să zic, nu-mi vine acum altă... De bandadă totală, vă mulțumesc mult. Și uitați-vă, în contextul ăsta, pe lângă faptul că Ucraina cumva vroia ca să unească Basarabia la ea, adică să o ia în autonomie, a fost creat un tribunal care trebuia să... un tribunal ad hoc, cum a fost numit, care trebuia să dizolve Sfatul Țării, iar Ștefan Ciobanu, unul iarăși din reprezentanții Mișcării Naționale din Basarabia, el trebuia să fie arestat și pedepsit cu moartea. Și uitați-vă, în această situație complicată, Daniil Ciugureanu este cel care, în postura sa, pe care o deținea în funcția sa, este cel care a început tratativele și a reușit aducerea în Basarabia a Armatei Române, despre care vorbise colegul. În urma discuțiilor purtate, în începutul ianuarie 1918, Emil Broșteanu cu divizia 11-a intră în Chișinău și respectiv ajută, să zic așa, procesul de desfășurare a unirii, stabilește liniște aici și siguranța. Nu dau alte detalii pentru că deja le-a menționat colegul. Ce aici mai vreau să menționez despre Daniil Ciugureanu este iarăși că el a susținut, a votat unirea, este cel care a mers în delegație la
regele Ferdinand, după aceasta a deținut iarăși funcții politice în România, în guvernul, în viața politică din România și ceea ce mai este interesant, pentru că el de fapt revine la activitatea lui de a fi medic, activează în calitate de medic la Spitalul Cantacuzino din București mult timp, fiind mobilizat în al doilea război mondial ca medic pe front și a mers de fapt și a salvat viețile soldaților români în această calitate. Adică Daniel Ciugureanu rămâne a fi o personalitate notorie, într-adevăr despre care se vorbește foarte puțin. Este interesant că la un moment dat s-a propus pe moneda de un euro să fie Daniel Ciugureanu, dar clar că ideea nu a mai fost acceptată. Adică reprezintă o personalitate care în punctele cheie a luat deciziile corecte și a creat posibil un context favorabil pentru desfășurarea unirii Basarabiei cu România. Și în continuare, am vorbit până acum de niște personalități notorii, dar în Sfatul Țării a zis colegul că au votat 86 de membri și avem multe personalități, mai puțin chiar deloc, practic cunoscute, despre care o să ne vorbească colegul. Da, deci desigur că 86 au votat pentru unire, eu chiar mă întrebam de ce oare nici la București, nici la Chișinău nu este o alee a personalităților Unirii, unde locuitorii, elevii, să-și vadă eroi, să-și cunoască eroi, fiindcă mulți sunt trecuți cu vederea în istorie și se uită de ei și este foarte important. Deci vreau să mai menționez faptul că armata română a fost invitată să restabilească ordinea și respectiv nici de cum, cum interpretează unii, că a venit și a impus actul Unirii. Ba deloc, nu s-a implicat deloc în activitatea Sfatului Țării și a realizat pentru ce a fost invitat. Bine, deci unul dintre cei personalități mai puțin cunoscute este Ion Ignatiuc, născut la 15 februarie 1893 în satul Prepelița, județul Bărți. A făcut școala primară în satul natal. În timpul primului război mondial, în anul 1907, este mobilizat în unitățile flotei Mării Negre, bazate în orașul Sevastopol. După Revoluția Rusă din februarie 1917, participă la organizarea Comitetului Moldovenilor din Sevastopol. Erau foarte mulți originari din Basarabia. În total câteva sute de mii, până la vreo 500 de mii de ostași basarabieni au fost mobilizați în primul război mondial. Deci ei erau putere. A unităților moldovene printre marinari, a organizat detașamente de marinari și ostași care au fost trimise la Chișinău, asigurându-le cu armament și muniții din arsenalul garnizoanei Odessa, a asigurat legătura dintre garnizoana moldovenilor de la Odessa. Este inițiatorul ideii de a atribui navelor, vaselor militare pe care își făceau serviciu ostași basarabeni, nume românești, de exemplu, cruciatorul Dacia a fost numit Prut, deci unde și el a slujit. Este ales membru al Comitetului Central Ostașesc din Chișinău în iulie 1917, delegat al Congresului Ostașilor Moldoveni, care a avut loc 27 octombrie 17. Membru al Biroului de Organizare a Sfatului Țării, vedem că a avut un rol foarte activ, participă în detașamente de voluntari sub comanda lui Boguș, care luptă împotriva forțelor bolșevizate în ianuarie 18, deja menționat de bandada în care se afla armata rusă. Deputat în Sfatul Țării, din partea județului Soroca, fusese reales, activat în comisie de interpelări, a fost candidat în Comisia Agrară, a făcut parte din blocul moldovenesc, la 27 martie a votat unirea Basarabiei cu România și în dreptul naționalității totdeauna înscria român basarabian, adică de etnic român, așa cum este. După unire a fost primar al satului Pepeni, membru al Partidului Național Liberal,
chiar după ocuparea Basarabiei de către trupele sovietice, Ion Ignatiuc hotărăște să nu-și părăsească Baștina, putea să o facă, pentru că a avut timp de retragere, a hotărât să rămână alături de Constantin, pe care i-a îndrumat în calitate de primar, dar ca și soarta la majoritatea intelectualilor care a rămas în Basarabia după anexarea de către Uniunea Sovietică, este arestat de încăvădăul din Bălți pe 23 iulie 1940, i-a fost confiscată întreaga avere, inclusiv obiectele copiilor. La 6 mai 1942, deci a fost trimis în Republica Sovietică Socialistă Tatară, din cadrul Uniunii Sovietice, a fost emisă decizia de a înceta ancheta împotriva sa, fiind judecat la 10 ani privațiune de libertate. Ca la 29 septembrie 1942, anchetatorul Zagorodniuc ia decizia de a relua ancheta pentru dosarul respectiv și s-a decis ca împreună cu Emanuel Catele să fie supus pedepsii capitale prin împușcare. Dar pe 26 ianuarie 1943 este înregistrat actul de deces din cauza bolii de pelagră. Cine știe ce s-a întâmplat, în ce condiții a fost ținut. Decizia de clasare a dosarului este semnată mai târziu, în 1944. Locul de mormântare nu este cunoscut. A fost decorat în perioada interbelică deja cu steaua României de grad de cavaler, Corona României, grad de ofițer, medalia regelui Ferdinand și am aflat de la o elevă de-a mea că este în satul Prepelița, gimnaziul de localitate, poartă numele lui Ion Ignatiuc și deja localnicii își amintesc de la Bunei, Străbunei, că a fost un om gospodar și prima școală din localitate a fost deschisă în casa lui, a funcționat în casa lui Ignatiuc. Deci mă bucur că nu este uitat complet, nu este uitat niciun monument, ceva statuie în sat nu este, din cât eu cunosc. Deci, încă o dată accentuez necesitatea unei elei a votanților Unirii. Da? Noi să-i cunoaștem pe acești eroi, observăm cei despre care am menționat anterior, Ion Niculeț, Pantelimon Halipa, fiind studii în domeniul științelor exact, a desfășurat o activitate politică, militanți pentru Unire, foarte bogată. În cazul dat, vedem pe un bun gospodar, Ion Ignatiuc, care la fel a conștientizat rolul și importanța reunirii cu patria mamă și putem considera ca un erou, fiindcă el nu s-a retras, n-a fugit, a rămas în continuare să gospodărească satul, să-i conducă pe oameni, deci să traseze calea cea dreaptă, fiindcă asta a fost și sortit să fie, dar realitatea a fost care a fost și, cu regret, s-a întâmplat și s-a întâmplat. Deci, nu rămâne decât să-i menționăm, fiindcă foarte mulți membri ai statului țării au avut o soartă tragică, au sfârșit prin închisorile Siberiei, fie prin închisorile regimului comunist de la Iud din România. Propun, domn profesor, în iulie să ne autoinvităm când este ziua deportărilor, adică comemorarea deportărilor, să vorbim aparte despre soarta sfaturilor țării. Da, deci o tematică aparte, soarta acestor mari eroi care au avut o soartă de martire, aș spune. Da. Cu această ocazie, dau safeta mai departe colegii mele, Cristina, care vorbi despre o personalitate marcantă a neamului românesc, și anume Elena Aristar. Da, vă mulțumesc mult. Desigur, când să vorbim de personalitățile Unirii, te duci așa, parcă vrei, toți sunt importanți, toți, repet încă o dată, că reprezintă o generație de aur. Dar, desigur că atunci când discutam colegul și cumva să identificăm aceste personalități, eu prima zic, domn Bolduma, eu vorbesc de Elena Alistar. Am să-mi permit să mă ridic și să o iau de aici, pentru că este... Da, da, foarte bine, foarte interactiv să fie un pic, da? Așa. În primul rând, dacă o
să deschideți internetul și o scrieți Elena Alistar, foarte multe surse o să vă apară că Elena Alistar e unica femeie din sfat țării. Ceea ce este incorrect, pentru că la fondare, adică la prima ședință, în primele două luni de activitate, a mai fost o femeie în sfatul țării, o evreică, Nadejda Grințle. E bine, într-adevăr, Elena Alistar este unica femeie, pentru că la momentul votării... Care Nadejda, a votat, da, este unica femeie care a votat unirea. Dânsa este originală din zona de sud, actualmente Ucraina, adică din Basarabia istorică, din Izmail. Își face studiile la școala eparhială de fete din Chișinău și în acest context dânsa este cea care a, după finalizarea școlii, a mers și a lucrat ca învățătoare în mai multe localități din județul Cahul. Ulterior, într-adevăr, căsătorindu-se cu preotul din Rezenia, activează și aici ca profesoară, ca preoteasă, fiind și este cea care, uitați-vă, în localitate, a început să facă niște cursuri pentru țărani, ca să-i învețe limba română, ca să-i facă cunoscuți cu literatura română. Și în 1909, atunci când soțul ei a decedat, ea pleacă din Rezeni și spune că în memoria localnicilor ea a rămas ca preoteasa cea bună care ne mai învăța carte. După aceasta, în contextul sau fiind susținută de Constantin Stere și din bursele alocate iarăși de Vasile Stroiescu, ea merge la medicină, la Iași, la Facultatea de Medicină, pe care o absolvește cu succes și respectiv acolo tot mai mult se încadrează în cercul acesta basarabenilor, a românilor, basarabeni care promovau unirea Basarabiei cu România. În 1916, atunci când Elena Alistar, atunci cer scuze că România intră în război, în primul război mondial, ea este mobilizată în calitate de medic sublocotenent și participă la marele bătălii pe care le-a dat poporul român atunci, salvând viața, încurajând soldații și totodată promovând ideea aceasta, pentru că spunea și colegul că soldații basarabeni au interacționat anume atunci în cadrul acestui război, fiind din, parte din, din aceeași tabără, din același bloc politico-militar. Din 1917, dânsa revine la Chișinău și se angajează ca medic la spitalul Costiujeni, unde tot mai mult încearcă să promoveze ideea aceasta națională. La fel și ea a făcut parte din grupurile acestea care a fondat Partidul Național Moldovenesc și tot în 1917 este cea care fondează Liga Culturală a Femeilor din Basarabia, pe care a și prezidat-o până în 1937. Anume, reprezentând această Ligă a Femeilor din Basarabia, adică reprezentantul ei a și fost ea în sfatul țării, din memoriile sale ea ne povestește cu cât entuziasm a fost deschis prima ședință a sfatului țării, că deputații în vârstă plângeau, au zis că străzile erau arhipline cu oameni, adică notează importanța acestui eveniment. Ulterior, ea este cea care a susținut procesul de unire, a votat unirea și Elena Alistar este aceea care, după votarea unirii, a legat panglica tricolor președintelui sfatului țării Ion Inculeț, după ce acesta, adică s-a declarat unirea Basarabiei cu România. Ulterior, o avem pe Elena Alistar ca director al fostei școli eparhiahale de fete pe care a absolvit-o. Totodată o avem și în anumite funcții juridice din Basarabia și în perioada interbelică trebuie să menționăm rolul său în faptul că ea atât și până la unire, cât și după unire a continuat să scrie. Până la unire, în articole sale vedem acel îndemn
pentru Unire. Ulterior avem renumita sa broșură despre Mișcarea Națională din Basarabia, publicată în 1930. Ulterior avem Fizionomia Socială a Sfatului Țării, adică ne prezintă detalii despre membrii Sfatului Țării, care este o sursă, și avem și renumitele sale memorii, care sunt... sunt utile și iarăși ne reprezintă acel spirit de epocă. Pentru toate activitățile pe care le-a desfășurat, ca și celelalte personalități menționate, a fost și ea decorată cu Ordinul Regelui Ferdinand, cu mai multe medalii pentru activitatea sa, atât în domeniul medical, în domeniul realizării Unirii, cât și în domeniul învățământului. Vedem așa două, trei, să zic, sfere de activitate a Elenei Alestar. Respectiv, Elena Alestar rămâne a fi unica femeie care a votat Unirea la 27 martie 1918, Unirea Basarabiei cu România. Desigur că toate visurile sale și toate concepțiile sale și dorințele sale au fost pulberate la 1940, dar rămâne acel exemplu de devotament și jertfă adus idealului național. Deci aici vreau să mai completez, Elena Alestar fiind și mătușa lui Magda Isanus. Mm-hmm. Poeta. Da, poetii mari Magda Isanus. Ulterior, osemintele sale a fost transferate în cavoul familiei Isanus de la București. Și alt aspect aș vrea să mai adaug că un liceu din profil arte din Chișinău, sectorul botanic, ai poartă numele lui Elena Alestar. La fel, cu regret, nu este o lucrare, o monografie încă dedicată acestei mari personalități, unde să-i studiem și opera, și activitatea politică, deci este o personalitate multidimensională, un model al feminismului în Basarabia, aș spune, dar nu numai feminismul, în general, un model ca și cum a fost Vasile Stroiescu, ca și cum a fost alți militanți ai Unirii. Nu ne lipsește această generație să se, cum se spune, se mai spune la indienie, să reîncarneze în generațiile actuale și să realizeze evenimentul important, actul reunirii, da, cu România. Ce ne rămâne nouă la moment, celor pasionați de tânără generație, absolut toți, în primul rând, ca să cunoaștem aceste personalități, să cunoaștem dăruirea lor pentru jertfirea lor, pentru idealul național și, până la urmă, să conștientizăm că nu contează doar ca să-mi fie bine mie, dar să fie bine și țării, citându-l pe Alexandru Ioan Cuza atunci când abdică. Vă îndemnăm ca să deschideți lucrările dedicate Marii Uniri. Acum, odată cu centenarul acestui eveniment, au fost publicate mai multe lucrări, le aveți și aici în expoziții, așa că vă îndemnăm, da, să veniți la filiala. Da, au publicat foarte multe lucrări, da, foarte bune. Deci... Le văd, iată, și centenarul Sfatul Țării, da, și chiar este o enciclopedie a personalităților acestea. Vă îndemnăm să veniți la biblioteca filiala Târgoviști, la toate bibliotecile unde sunt aceste lucrări și să facem cunoștință cu generația Unirii. La fel, îndemn este Muzeul Virtual Unirii, tot cu ocazia centenarului, deci îndemn generația tânără să-și cunoască eroii, să-i urmeze exemple. Cu aceasta încheiem deja locuțiunea noastră de